Cauzele sunt clare, multe dintre ele personale, altele de natură instituțională, unele banale, dar în același timp cu efecte complexe. S-a realizat o legătură mai bună între partid și guvern, bazată această legătură pe o chimie personală între președintele partidului și candidatul desemnat. Un prim-ministru care nu ia decizii este la fel de nociv ca unul care este controlat din afara partidului. De aceea trebuie foarte multă atenție și eu sper că după ce s-a trecut acest prag dificil în interiorul partidului și s-a ajuns la această formulă pentru partid, aceasta este ultima șansă de a gândi în mod eficient, în mod serios, în mod responsabil la câștigarea alegerilor parlamentare viitoare, câștigarea alegerilor europarlamentare. Doamna Dăncilă este o persoană extrem de pozitivă. Are această calitate extraordinară de a fi calmă, liniștită, de a asculta. Ceea ce cu unii din foști prim-miniștri, poate și cu mine, nu se întâmpla întotdeauna. Și atunci, eu cred că trebuie maximizate aceste calități și folosite ca atare. Problema ei este alta, să nu fie folosită ca țap ispășitor în condițiile în care nu va fi lăsată să conducă guvernarea, guvernul. Atunci îi pun tot felul de tip din partid, diversi oameni în diferite locuri și ea, pe urmă, oamenii ăștia dispar și ea rămâne singură să funcționeze ca o siguranță care sare atunci când sistemul ca atare este supraîncălzit. Aici este, de fapt, problema. Din punctul de vedere al relației cu partidul, acum lucrurile s-au clarificat. Rămâne însă de stabilit foarte clar că guvernul nu este o anexă a partidului. Este o instituție cu responsabilități și de aici cred că în sfârșit trebuie să, aici trebuie să se vadă înțelepciunea echipei de conducere de la partid. Eu nu cred că trebuie să rămânem cu un guvern cu 28 de miniștri sau cât sunt. Cred că este foarte. Nu cred nici că trebuie să ajungem la 15 miniștri. Sugeram 20, 22, 23 de miniștri.